Salut, salut! Facem o poveste frumoasă. Eu așa sper să iasă frumoasă. Acum nu toate poveștile iese cum îmi doresc eu, îți dai seama, sau cum îți dorești tu. Pentru că unele sunt mai ok, altele mai nereușite. Ca la fiecare om, îți dai seama că nu toate bancurile sunt comice. Așa și cu poveștile. Bă, acum vreau să fac un video de la o întâmplare. Eram cu prietenul ăla meu de la Brașov. Eram cu prietenul ăla meu de la Brașov și am dat noi undeva unde am luat foarte multe țigări. Bă, o mașină din aia plină de țigări. Acum, țigările, nu te gândi că erau fără timp. Erau din alea bune țigări. Păi ne-am dus noi într-un sătuleț. Aveam eu un garaj acolo. Am mai făcut eu povești cu garajul respectiv, că aveam motoare de bărci, televizoare, bidoare de motorine. Bă, orice vroiai tu, mașini de cafea, absolut ce-ți trecea ție pe-n cap, găseai la mine acolo. Acum, eu aveam o mașină sechestrată în garajul ăla și mașina respectivă era full de țigări. Bă, da, full. Garajul se afla într-un sătuleț din ăsta, dar cu foarte mulți români acolo. Erau mai mulți români ca italieni. În apropiere de mine, îți dai seama. Foarte mulți sunt din zona Vrancei, Focșani, partea aia. Acum cu cine faci treabă? Tot cu românul tău, cu cine poți să faci treabă? Mai faci și cu străinul sau cu italianul sau cu marocanul, înțelegi ideea, dar baza e tot românul și în afară. Românul scumpără, românul, în fin. Acum ieșim puțin pe acolo, pe la barul, bă, să ne dăm țigările, să ne scăpăm de ele. Am ieșit noi, am dat stânga-dreapta, stânga-dreapta. Bă, cumpărau românii atunci, stai seama, erau oameni care mergeau la lucru, erau, cumpărau 3, 4, 5 baxuri odată, cartușe, îți dai seama. Era la preț foarte rezonabil, deci li convenea. Bă, la un moment dat a venit cineva, din vorbă în vorbă, putea să fie de la gardă, putea să fie de la... Dar era l-a recomandat cineva și a ajuns la noi cum ar veni. Bă, frate, zice, aveți țigări? Bă, avem vreo câteva pachete. Zice, vreți să le dați toate, să vă bag la cineva care are tabac din ăsta, dacă sunt bune, sunt țigări din Italia, care au timbru, sunt ok, te bag direct la unul care e la un tabac din ăsta și ți-ai dat toată cantitatea. Cine nu vroia așa? Îți dai seama, ajungeai acolo, te scăpai, făceai prețul mai bun cum ar veni, lăsai puțin din preț, dădeai toată cantitatea, pa, la revedere, plecai, îți vedeai de treabă. Nu mai stăteai cu stresul și cu mortul acolo și să dai la 1-3 cartuși, la 1-3 cartuși. Deci asta îți doreai cum ar veni. Bă, acum mai zici, bă, ok, zici, bă, fii atent, luați toată cantitatea și mergem la cineva. Bun, frate, așa am făcut. Bă, am scos din garaj mașina aia sechestrată, că îți dai seama, nu stăteam acum ca să schimb în altă mașină țigările. Pentru că unde aveam eu garajul, era garaj din ăla... mai intra și altă lume acolo și îți dai seama, nu puteam să stau acolo să schimb țigările dintr-o mașină în alta. Scot mașina respectivă, aveam numere false pe ea. Hai frate, hai să mergem la omul ăsta cu tabac. Bă, când am ajuns la ăla era undeva pe un munte, dar periferic, așa, până pădure, până în fin. Bă, când am ajuns la omul respectiv, bă, o casă mare acolo și lângă casa respectivă era un garaj. Acum ce zice persoana respectivă? Bă, fii atent, deschid garajul și bagi mașina înăuntru.
Bă, mie, dacă mă întreb din persoana cu tabacul, nu mi-a plăcut deloc fața lui. Bă, dar deloc nu mi-a plăcut. Eu am zis, bă, aici se întâmplă ceva. Nu știu, mi-a venit sentimentul ăla, am zis, aici ceva se întâmplă, ori, nu știu, nu mi-a plăcut. Modul lui, cum s-a comportat, fața lui, exact nu știu ce a declanșat așa, dar nu îmi plăcea de el. Zic, bă, fii atent, unii m-a adus ăsta. Bă, eram cu prietenul ăla meu de la Brașov. Ăla care am mai făcut eu prieten periculos și am mai făcut vloguri. Acum deschid din garaj, băgăm mașina cu spatele acolo, închid din garajul înapoi. Bă, garajul ăla era imens, frate. Era un garaj foarte mare, era în construcție, era înalt și tot felul de stâlpi din aia de ciment. Bă, acum când stăteai și te uitai acolo, exact cum sunt pe-n cartiere, în film. Bă, era un sentiment și o presiune acolo, ca și cum ar fi sărit cineva pe tine acolo. Așteptai din clip în clip să iasă unul după acolo, nu știu. Unul. Eu așteptam mai mult, să zic drept. Eu am zis, de aici nu mai ieșim. I-am și zis în românește la prietenul meu. Zic, bă, frate, de aici nu mai ieșim. Bă, termină. Bă, dacă îți spun ce dracu. Să vezi manevră cine face asta. A pus o masă acolo lângă mașină, am început să scoatem țigări. A durat până ai scos toate țigările. Acum ce am făcut noi un preț ok, mai aveam și ceva trabucuri, dar cutii de trabucuri. Nu te gândi că aveam doar un pachet de trabucuri, aveam cutii de trabucuri. Acum ce i-am zis? Bă, frate, fă-ne plata pe ăstea, dă-ne cât am zis noi și ăstea ți le dăm omagiu, cadou. Bă, când le-am scos, omul a fost ok, adică a zis da, da. Când le-a văzut pe masă, a început cu un preț. Prietenul meu a început cu agitații, era mai nebun prietenul meu și l-a prins așa de mână, dar nu era treaba de conflict. Și i-a zis, bă, frate, nu fă din ăsta cu noi, ești nebun la cap, dă-ne prețul care am vorbit când le-am descărcat. Ce faci, te sucești când le-ai văzut descărcat, eu îl încarc și plec, iar i-a zis. Bă, la început să agite, prietenul meu la fel, zic, gata, de aici nu mai, exact cum am zis eu, nu mai ies de aici în viață. Ies poate arestat, dar nu că mă omora sau mă vedeam arestat, mă vedeam, bă, nu știu, am zis că o să facă un flagrant. Așa am simțit eu. Bă, a fost vreo oră de agitații cu omul respectiv acolo înăuntru, cât am dat țigările, cât ne-am chinuit cu el la preț. Bă, iar pleca, iar venea, iar intra în magazinul respectiv, trebuia să iasă din garaj, să intri undeva pe în casă. Acum îi ziceam lui ăsta, îi zic, bă, frate, fii atent, fraierul ăsta unde ne-a adus, mâncați așa. Ăla era român care ne-a adus pe noi la el, cum ar veni la ăsta cu tabacul, era român. Zic, bă, fii atent unde ne-a adus ăsta, cine știe ce legături are cu ăla de unde avem noi țigările. O fi de la gardă, că mulți sunt de la gardă, adică poate să fie și de la, el poate să fie de la gardă și are un tabac acasă, adică, bă, avea o față foarte dubioasă, asta vreau să zic. Bă, la un moment dat, ne-am înțeles la preț, a venit cu bani, ne-a dat bani, mi-a zis prietenul meu, ai văzut, mă, că ai ieșit cum am vrut eu, bă, ai ieșit cum ai vrut tu, frate. Zice, deschid garajul, scoate mașina și haideți în, acolo unde era tabacul, era și gen bar, avea, nu vindea numai țigări. Avea și bar, cum ar veni. Zice, haideți în bar să bem ceva. Bă, ne-am dus acolo în bar. Am stat la o vorbă acolo. Acum omul ce zice? Zice, bă, dacă vă mai cade din ăstea, puteți să veniți fără nicio problemă. Eu vi le iau toate, dar numai să fie din ăstea, de Italia să nu. Bă, din una în alta, auzi ce zici. Omul muncise, deci nu mai era în prezent, la finanță. Deci el fusese gard la finanță. Exact aia care ne trebuia nouă. Adică aia când te oprea sau când te ardea aia, te ardea cel mai urât cum ar veni.
Bă, nu vinea să cred acum, stăteam la masă, aveam bani în buzunar, țigările acolo și tot stăteam așa pe gânduri. Zic, bă, frate, mie nu-mi place deloc chestia asta ce am făcut acum aici. Bă, românul ne-a dus. Acum românul era și el cu noi. Românul începea cu din alea, bă, frate, stai liniștit că omul a fost, omul, eu am făcut combinații cu românul, făcuse combinații cu el, îl cunoștea, în fin. Stai seama, ți-i trecea fel de fel de idei. Fusese de la finanță. Bă, tu dacă ai fost de la finanță, tot mai ai relații. Și tot o mai ai în sânge cum ar veni. Tot... Bă, tu dacă trebuie să faci rău, îl faci și la pensie. Asta e ideea. Românul acum a început să garanteze într-un fel sau altul. Stai, frate, liniștit. Zic, bă, știi ceva? Bă, ne-o fi făcut vreo poză, mă gândeam, bă, a avut camere pe acolo, dar până la urmă el le-a cumpărat. Acum am plecat, trebuia să-l ducem pe românul ăla de unde l-am luat, cum ar veni. Pe stradă tot așa o ținea românul, bă, termină, frate, să nu stați cu gândul, cu una, cu alta. Zic, bă, las-o dracu la gardă, mai dus, mă, frate. De ce nu mai dus la sediu? Bă, nu vreți țigări, vreau să vând țigări. M-ai dus la ăla acasă care a fost gabor. Zice, nu mă frate, că eu mai fac și eu una alta și eu la ăsta mereu am făcut o treabă cu el tot timpul. Zice, e ok omul, chiar dacă a fost în trecut, nu ai nicio problemă, nu ai nimic. L-am dat pe la jos, am ajuns, acum vorbeam cu prietenul meu, bă, tu îți dai seama unde am ajuns, mă frate. Zice, dă-l mă dracu, le-a cumpărat, pa, la revedere, ce să-i fac? Și am stat așa și mă gândeam, zic, bă, până la urmă și el a avut un câștig de acolo. Era cea mai frumoasă acoperire, mai ales că el fusese gabor la ăla. Dar oricum nu dădea nimeni. Bă, erau țigări cu timbru, știa el când să le vândă. Era un sătuleț acolo, adică nu era un oraș mare sau să aibă el concurență cu altcineva sau să-i facă probleme. Îți dai seama, era singur probabil pe acolo și a făcut treaba. Omul nu am avut probleme, dar îl simți tu, deci eu l-am simțit ca hoț cum ar veni, bă, l-am simțit dinainte să aflu că el fusese de la gab. Bă, nu știu, l-am simțit. Zic, bă, modul lui, cum se uita, cum gesticula, cum a tras de preț. Nu știu, eu i-am zis din prima la prietenul meu, bă, mie nu-mi place aici neam. Bă, termină, nu mai fi agitat, ce dracu, ți-i paranoia din astea. Zic, bă, frate, nu-mi iau paranoia să mor eu, nu-mi iau paranoia când le iau și-mi iau paranoia când le vând. Dar am un sentiment urât, mă, frate, aici. Bun, cât am putut eu să îi explic lui prietenul meu așa în câteva cuvinte, că nu te-ai dus la om să vinzi țigări și mă apuc să vorbesc cu prietenul meu o oră să-i explic de persoana respectivă, îți dai seama. Dar mesajul a fost, termină, mă, ai tu paranoia de a ta. Bă, uite că paranoia mea s-a adeverit la masă, după ce am făcut toată treaba, omul fusese de la gardă. Bă, nu știu, îi simți. Tu când ești că ești hoț, când ești orice vrei tu, când ești infractor, bă, îl simți pe Gabor. Și Gaborul te simte pe tine, e adevărat. Ei te simte că au școala lor, au... Îți dai seama, tu îi simți la fel că ai școala ta. Și uite cum am ajuns să fac o combinație cu garda. Bun, garda e mult spus că el fusese, dar tot mai ai colegi, tot mai ai rădăcini pe acolo, înțelegi? Și poate să-ți facă rău imediat. Adică, bă, am avut un sentiment de flagrant acolo înăuntru. Deci cât am fost acolo, dar era foarte... Bă, era urât garajul ăla. Oroare așa îți dădea. Era foarte urât. Cu tot felul de stâlpi din ăia, nu era terminat, nu era în lucru, dar era mare, era gen... Acolo era un beci, acolo era o scară, acolo dădea în casă. Bă, te așteptai din toate pozițiile să apară 3-4 să zic ia pe burtă. Eu eram și cu țigări, și cu mașină sechestrată, și cu numere false pe mașină, și țigările luate. Îți dai seama, nu erai relaxat acolo.
nu-l cunoșteai pe om, a dus unul care, eu eram la un bar de români și a auzit ăla și a cunoscut el pe persoana respectivă și a zis, bă frate, haide ca să-ți dai toată marfa. Nici nu știu dacă și-a luat băiatul respectiv ceva, mi se pare că un cartuș, două, i-am dat lui. Dai seama că te simți și tu, că totuși, bă frate, ai dat toată cantitatea odată, n-ai mai stat să stai pe la barul, să întrebi, salut frate, vă trebuie țigări, nu vă trebuie să îi... să-i găsești care sunt români, care nu sunt români, că acolo erau mai multe naționalități, le chem așa, erau albanești mulți, erau... Și, na, tu când nu cunoști, când mergi în altă parte, ca o să vorbești doar cu românii, că cu cine să vorbești? Chiar dacă tu știi limba respectivă, dacă auzi să faci treabă tot cu a tăi, cu românii tăi, asta e ideea. Acum băiatul a venit, a fost ok băiatul, adică a zis și a garantat, stai frate liniștit, nu, fără stres, fără, ce dracu, fără stres. Eu acum mă gândeam, zic că l-a avut camere pe acolo, a făcut poze. Te gândeai în fel și fel de, dar până la urmă te calmai totodată, ziceai, stai mă frate, până la urmă el a cumpărat, nici el n-are voie să le cumpere, știi ce zic, dacă n-a făcut flagrantul acolo, sau, în ghilimele, flagrant. Dacă nu ne-a arestat acolo când le vindeam și am plecat, ne-a dat bani. Știi? O gândeai și invers. Ulterior am mai avut, dar nu am mai apelat la persoana respectivă. Ne-am descurcat noi, n-a mai fost cantitate mare ca atunci. Ne-am descurcat noi așa cum am putut, pe la cunoștințele noastre. Am preferat cu garda să nu mai facem niciun fel de combinație. Bun, asta a fost întâmplarea. Nu vreau să mă lungesc. Vă mulțumesc la toți care vedeți acest video și vă salut cu respect. Baftă!